Uniunile diplomatice. Legea creează, cum spuneam, facilitatea înființării, organizării a unor secții de vot, acolo unde cel puțin 100 de alegători solicită acest lucru. În lipsa manifestării acestei voințe a celor 100, cel puțin 100 de alegători, aceste secții nu se pot înființa și n-au cum să se înființeze, așa cum este legea în acest moment. În practică, se traduce prin aceea că în raport cu ceea ce am avut în 2014 sau în 2012 la alegerile parlamentare trecute sau în 2008, cu 4 ani înainte față de 2012, vom avea un număr dramatic mai mic de secții de vot decât am avea dacă am aplica aceeași regulă pe care am cunoscut-o anterior.